aproape 10 ani, 11 ani de când a început războiul. Da, suntem când a început războiul din 2011. Acum aproape intrăm 11 ani. Știu puțin limba română, adică descurc cât de cât și asta am ales din cauza asta, adică să vin la România. A refugiat? Foarte grav pentru noi. E greu, nu este posibilitate de viață, știți? Salariile nu sunt suficient pentru cheltuiala care este aici. Asta e. Restul tot e bine, adică liniște. Este ok, adică de față și este la noi. Am copil născut aici, în România, da. Viața lui e foarte minunată. Am băgat aici, la grădiniță, 3 ani, gruba mică, mijlocii mare. Am învățat bine limba română. Și, da, și am băgat și la clubul Dinamo, era joacă aici. Să știi, român, oameni foarte bun, adică sufletist, așa. Nu este ca acum când mai vorbesc cu niște rude pe alta țară, adică sunt oameni cam, se simte altfel. Aici nu am simțit nimic, adică am prieteni, multe prieteni, oameni foarte buni. Da. Ce este acolo, trebuie, e țara noastră, adică trebuie să știam ce este acolo, știi? Și toată lumea așteaptă, adică să termină tragedia asta care a fost, adică și 11 ani, cred, suficient, adică. Acolo nu atât pentru medicamente în Siria, nu este nimic, adică în Siria. Medicamente asta, cred, în vis nu este lucrul asta, da. Nu este lumina, nu este apa, nu este și... acum era salariul așleași, cum era înainte. Salariul Siria acum aproape $20. Un dolar face 4.000 de lira siriană și câte salariu un om? 60.000, nu suficient, nu ajunge pentru 2-3 zile. Adică acolo lumea trăiește vai de capul lor, adică cum spune pe românește. Da. Important pentru noi, adică ca sirian și a fost la noi, adică suntem mulțumiți că suntem în siguranță, liniște. Asta e important. Greutate viața, descurcăm, nimeni nu mor de foame. Sunt foarte mulțumit, dar ca orice om, adică unde mă duc? Unde mă duc? Mă duc la Siria? Dacă mă duc la Siria, ce să fac acolo? Adică, am zis, am noroc, adică că stau aici. Adică, durerea mare, tragedie mare, știi? Durerea mare că e... ce se întâmplă la noi. Deschide ochii, găsește război, adică. Și până când, adică, nu este nici un viitor. Nu este un viitor. Când se termină războiul, nimeni nu știe.